În Evanghelia după Matei, în capitolul 10, în versetul 28, este scris: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Sau Matei 25, 41, versetul 46. Apoi va zice celor de la stânga lui: Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Vedeți, Iisus a vorbit despre iad mai mult decât orice alt subiect în Biblie. S-a referit la acesta ca la un loc al întunericului de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cu alte cuvinte, toate bucuriile pe care le asociem cu lumina vor fi luate și toate temerile pe care le asociem cu întunericul vor fi mulțite. Iar rezultatul va fi o intensificare a nenorocirilor care vor face ca persoana umană să scrâșnească din dinți. Iisus a mai referit la iad ca la un cuptor aprins, unde cei care încalcă legea vor fi aruncați la sfârșitul veacului, când el se va întoarce. Și este scris: Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. El îl numește de asemenea focul ghenei, focul cel veșnic care a fost pregătit în diavolului și îngerilor lui, focul care nu se mai stinge sau pedeapsa veșnică. Ultima descriere, pedeapsa veșnică, e, cred că, în mod special înfricoșătoare, deoarece se află în contrast cu viața veșnică. Aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. În acest contrast se face auzită tragedia pierzării, cât și suferința și nesușirea. După cum viața veșnică va însemna experimentarea fără sfârșit a plăcerii lui Dumnezeu, la fel, pedeapsa veșnică va însemna experimentarea fără sfârșit a nenorocirii sub mânia lui Dumnezeu. Cuvântul mânie este important ca să pricepem ce voia Iisus să spună prin iad. Iadul nu este în mod simplu doar consecința naturală a respingerii lui Dumnezeu. Unii oameni afirmă aceasta pentru a respinge ideea că Dumnezeu îi trimite pe oameni acolo. Ei spun că oamenii se trimit singuri pe ei înșiși acolo. Pe de o parte este adevărat, oamenii fac alegeri care îi duc în iad. Dar nu acesta este întregul adevăr. Iisus spune că aceste alegeri merită cu adevărat iadul. Oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Dar iată de ce el numește iadul pedeapsa. Nu este doar o consecință naturală autodeterminată ca în cazul fumatului care duce la cancer pulmonar. Dar este pedeapsa mâniei lui Dumnezeu, ca în cazul unui judecător care condamnă un criminal la muncă silnică. Imaginele pe care le folosește Iisus cu privire la felul în care ajung oamenii în iad nu sugerează consecința naturală, ci exercitarea dreptei mânii. De exemplu, el prezintă imaginea slujitorului unui stăpân care a plecat într-o călătorie. Dar slujitorul spune: Stăpânul meu zăbovește să vină și va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii. Apoi Iisus spune, referindu-se la a doua sa venire pe neașteptate: Stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Această imagine reprezintă o furie legitimă și sfântă, urmată de o pedeapsă. Iisus îl va pune la un loc cu ipocriții. Domnul Iisus a mai povestit o întâmplare pentru a ilustra plecarea sa de pe pământ și întoarcerea lui în judecată. El a spus: un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Dar când omul de neam mare s-a întors la puterea sa împărătească pentru a-i răsplăti pe cei care l-au slujit și l-au onorat cu viețile lor, el i-a pedepsit pe cei care i-au respins domnia. Cât despre vrășmașii mei, care n-au vrut să împărățesc peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Dar observați, în aceste două pilde, iadul nu este prezentat ca o boală cauzată de obiceiuri rele, ci este imaginea unui rege care își exprimă mânia sfântă împotriva celor ce disprețuiesc domnia sa binevoitoare.
Iată de ce a spus Iisus: temeți-vă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Frica pe care o pretinde nu este frica de iad, ca și consecința naturală a obiceiurilor rele, ci frica de un Dumnezeu ca judecător sfânt, care îl condamnă la iad pe cel păcătos, pe cel vinovat. Această poruncă de a ne teme de Dumnezeu ca de un judecător sfânt pare descurajantă la prima vedere. Pare să spună că a-L urma pe Iisus înseamnă a trăi o viață de neliniște din cauza faptului că Dumnezeu este mânios pe noi și gata să ne pedepsească la cel mai mic pas greșit. Dar nu la așa ceva ne cheamă Iisus atunci când îl urmăm pe El. Probabil că ni se poate părea uimitor faptul că, dând de îndată curs avertizării Lui de a ne teme de cel ce poate să piardă sufletul și trupul în ghenă, Iisus afirmă ceva de natură să ne dea pace profundă și încredere deplină în Dumnezeu, care ne poartă de grijă asemenea unui tată. Da. Propozițiile imediat următoare sunt astfel: nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Iisus ne spune în același timp: temeți-vă de Dumnezeu care trimite în iad, și ne spune: nu vă temeți, deoarece Dumnezeu este Tatăl vostru, care vă prețuiește mai mult decât pe vrăbi și care vă cunoaște cele mai mici nevoi ale voastre. De fapt, purtarea părintească de grijă a lui Dumnezeu, care ne furnizează toate, este una din învățăturile cele mai dragi și mai răspândite ale lui Iisus. Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Cum vrea Iisus să experimentăm aceste două adevăruri cu privire la Dumnezeu? Faptul că trebuie să ne temem de El și faptul că trebuie să ne încredem în El? Nu înseamnă a spune simplu că frica de Dumnezeu semnifică reverență față de Dumnezeu, mai degrabă decât a ne teme de Dumnezeu. Aceasta nu s-ar potrivi cu cuvintele: temeți-vă de acela care după ce a ucis are putere să arunce în ghenă. Dar vă spun, de El să vă temeți. Desigur, e adevărat că ar trebui să-L privim pe Dumnezeu cu reverență, adică să stăm în uimire în fața sfințeniei, puterii și înțelepciunii sale. Dar există totodată o frică reală față de El, care coexistă cu pacea dulce și cu încrederea în El. Cheia constă în faptul că Dumnezeu însuși este Cel care își îndepărtează mânia de la noi. Pacea noastră nu vine din datoria faptului că noi îndepărtăm din mintea noastră ideea unui Dumnezeu mânios, ci din faptul că Dumnezeu își îndepărtează mânia de la noi. El a făcut aceasta trimițându-L pe Iisus să moară în locul nostru, astfel încât pentru toți cei ce cred în Iisus, mânia lui Dumnezeu este îndepărtată. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, a zis Iisus, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Când Iisus a strigat pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El a avut parte în locul nostru de mânia abandonării de către Dumnezeu, căci El n-a făcut niciodată ceva prin care să merite să fie părăsit de Dumnezeu. Iar când a spus în final pe cruce, s-a isprăvit, El a înțeles prin aceasta că prețul mântuirii noastre, eliberarea noastră de sub mânia lui Dumnezeu și intrarea în toate binecuvântările lui Dumnezeu, a fost plătit în întregime. Iisus a afirmat că a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, iar acum întregul preț de răscumpărare a fost plătit. Iar lucrarea de stingere și de îndepărtare a mâniei lui Dumnezeu s-a sfârșit. Acum, spune El, oricine crede are părtășie veșnică cu Dumnezeu și este pe deplin asigurat de faptul că mânia judecătorului a trecut. Nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Atunci, de ce să ne temem? Și răspunsul este, din necredință. Pentru cei ce-L urmează pe Iisus, frica de Dumnezeu înseamnă frica de perspectiva teribilă de a nu se încrede în Cel care a plătit un asemenea preț pentru pacea noastră.
Cu alte cuvinte, una din modalitățile pe care le folosește Dumnezeu ca să ne păstreze cu toată pacea, încrederea în Iisus, este frica de ceea ce ne-ar face Dumnezeu dacă nu am crede. Motivul pentru care nu trăim în disconfortul unei frici constante este faptul că noi credem. Adică ne odihnim în lucrarea atotsuficientă a lui Iisus și în purtarea de grijă suverană a Tatălui nostru. Dar în momentele în care necredința ne ispitește, se naște o teamă sfântă care ne avertizează cu privire la nebunia de a nu crede în Cel care ne-a iubit și care și-a dat Fiul să moară pentru ca noi să avem bucurie lipsită, o bucurie lipsită de orice neliniște. La fel este și Dumnezeu. Dacă ne încredem în El și dacă ne bucurăm de El, va fi tot ceea ce am sperat vreodată că vom găsi într-un prieten. Dar dacă decidem că există alte lucruri pe care le vrem mai mult decât pe El și dacă ne întoarcem ca să fugim de El, El se va mânia. Și Iisus a spus lucrul acesta acum nu se poate mai clar în Luca 19, versetul 27. Cât despre vrășmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. A te teme de Dumnezeu înseamnă a-ți fi frică de perspectiva teribilă de a fugi de domnia îndurătoare a Regelui Iisus, domnie care îți furnizează totul. Porunca lui Iisus de a ne teme de Cel care poate pierde sufletul și trupul în iad ne învață să vedem păcatul ca fiind mai serios decât am crede noi că este. Motivul pentru care mulți oameni simt că iadul reprezintă o pedeapsă nedreaptă pentru păcatele noastre este acela că ei nu văd păcatul așa cum este el în realitate. Asta se întâmplă din cauza că ei nu-L văd pe Dumnezeu așa cum este El în realitate. Când Iisus ne spune ce le va zice celor care merg în iad, El afirmă, atunci eu le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Ei sunt lucrători ai fără de legii, adică ei calcă legea lui Dumnezeu. Păcatul este întâi împotriva lui Dumnezeu. De aceea, seriozitatea păcatului se naște din ceea ce afirmă despre Dumnezeu. Dumnezeu este infinit de valoros și de vrednic să fie onorat. Dar păcatul afirmă opusul. Păcatul afirmă că există alte lucruri mai vrednice de dorit și mai prețioase. Cât de grav este acest lucru? Gravitatea unei crime este determinată în parte de demnitatea victimei și de funcția ei, care sunt dezonorate. Dacă persoana este infinit de valoroasă, infinit de onorabilă și infinit vrednică de dorit și dacă ocupă o funcție de o demnitate și autoritate infinită, atunci a o disprețui te face vinovat de o crimă monstruoasă, infinită. De aceea merită o pedeapsă infinită. Intensitatea cuvintelor lui Iisus cu privire la iad nu reprezintă o reacție exagerată față de niște ofense mărunte. Ea reprezintă o mărturie cu privire la infinita valoare a lui Dumnezeu și cu o privire la monstruoasa dezonoare pe care o aduce păcatul uman. De aceea, să dăm atenție poruncii clare a lui Iisus de a ne teme de Cel care poate să piardă sufletul și trupul în iad. Dați-i ascultare ca unei mari îndurări. Ce lucru minunat este că Iisus ne avertizează. Nu ne lasă în necunoaștere cu privire la mânia care va veni. El nu doar că ne avertizează, El ne dorește să ne scape. Acesta este cel mai bun efect al fricii. Ne face conștienți de nevoia noastră de ajutor și ne îndreaptă spre atotsuficientul răscumpărător, Iisus. Lăsați să aibă asupra voastră acest efect. Lăsați să vă conducă la Iisus, care spune tuturor celor care cred în El: nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Acesta este adevărul pur și simplu.